Când spunem bicarbonat de sodiu, ne putem gândi la un ingredient bun la toate, pentru că, într-adevăr, acesta este astăzi utilizat atât pentru gătit, în cosmetică sau menaj, cât și ca un remediu naturist. Conform biod.ro, bicarbonatul de sodiu este un ingredient versatil, prezent în fiecare gospodărie, care te poate scoate din necaz în numeroase situații, dacă știi cum să-l utilizezi. Majoritatea gospodinelor îl țin în cămară sau în dulap pentru a-l folosi ca agent de fermentare în prăjituri și checuri. Dar, pe lângă utilizările sale culinare, bicarbonatul de sodiu este un produs abraziv care poate fi un ajutor de nădejde în casă când vine vorba despre curățenie, dezodorizare, împrospătare și folosirea unor produse naturale, non-toxice pentru voi, copilul vostru și animalul de companie al familiei. Te ajută să menții bucătăria curată, versatilitatea de care dă dovadă bicarbonatul de sodiu îl transformă într-un produs de curățare excelent pentru bucătăria ta. Înlocuiește praful de copt. Când te trezești că nu mai ai praf de copt în casă, deși te-ai apucat de gătit, poți folosi în loc bicarbonat de sodiu, sare de lămâie și mălai. Albește rufele. Bicarbonatul de sodiu este o modalitate ieftină de a reda albul curat al rufelor tale, fiind o substanță alcalină care poate îndepărta petele acide. Te poate scăpa de mirosurile neplăcute. Bicarbonatul de sodiu și orice suprafață are nevoie de împrospătare fac echipă bună. Coșurile de gunoi, pernele nefolosite de mult timp, litierele pisicilor, încălțămintea. Totodată acesta albește dinții, spală-te pe dinți ca de obicei, dar presară puțin bicarbonat de sodiu peste pastă înainte, repetă o dată la 3 zile. Previne coșurile și acnea. Proprietățile antiseptice și antibacteriene ale bicarbonatului de sodiu pot reduce numeroase inflamații ale pielii. Relatează biod.ro.